Salut și bine, ziua unui episod din Kindergarten 2, iată-ne din nou în joculețul ăsta și sincer să fiu, chiar nu mă așteptam să vă placă atât de mult, frate, deci a rămas așa fără cuvinte când am văzut că s-au strâns peste 23.000 de like-uri, este incredibil și mă bucur din suflet pentru că e o serie ce e foarte aproape de sufletul meu așa, având în vedere că l-am jucat și pe primul și până și developerul m-a adăugat în credits la finalul lui Kindergarten 2. Am zis, bă, neapărat trebuie să-l mai jucăm. Bineînțeles, data trecută am făcut 3 misiuni, mă frate, 3 misiuni. Deci am făcut, în primul episod am făcut pe prima, după am făcut asta la alte două, după asta am făcut 3 misiuni într-un singur episod, nebunie totală. Iar astăzi nu știu pe care sau ce misiune o să facem. Cred că o să fac pe asta de aici. Misiunile astea 3 o să fie mult mai lungi, o să fie una de asta, o să fie cam cât două de astea. Așa că, da, o să fie un piculeț mai greu de făcut, dar zice că start the mission by giving Carla the laser module. Deci asta înseamnă că o să avem nevoie de acel modul de laser, adică ăsta, avem nevoie de ăsta și o să avem nevoie și de ăsta de aici. Eu încerc să mă documentez cât de cât înainte să pornesc o misiune, ca să nu vă plictisesc pe voi pe episod sau chestii de genul ăsta. Încerc să fac episodul cât mai interesant pentru voi, așa că, da, nu uitați să apăsați acolo butonul de like. Uite, fiți atenți, hai să facem o chestie. Cine nu a dat like încă, hai să dăm cu toții like la 5, da? Deci eu număr până la 5, hai să dăm cu toții like la 5 și după asta începem episodul, bine? 1, 2, 3, 4, 5. Gata. Ați dat like-ul? Vă mulțumesc foarte mult dacă ați făcut-o deja, îi dăm aici start și hai mă să pornim o nouă zi de grădini să vedem ce ne așteaptă. În mare parte în ziua asta, dacă faceți misiunea asta, o să aveți nevoie să vorbiți cu Carla prima dată, așa că mergem aici să vorbim cu ea și știți bine că am făcut rost de laserul ăla într-o misiune anterioară, deci acum avem această opțiune pe care nu o aveam înainte. Ei, tu cred că ești unul dintre cei noi dintre copiii cei noi. Eu sunt Carla, ai ceva contrabandă? Da, am acest laser. Stai, ce? Nu-mi vine să cred. De unde ai făcut rost de laserul ăsta? Cum ai făcut rost de el? E incredibil, pot în sfârșit să... Să ce? Copile, eliberează-ți programul. Avem o grămadă de treabă de făcut. Ok. Cu acest modul de laser pot să-mi încep propriul meu proiect. Și ce e acest proiect? Păi vezi... Eu mă descurc destul de bine să mă strecor prin această școală. Am chei, am locații secrete, pasaje și știu cum să mă descurc cu Stevie. Stevie e cel care apără ăsta, hall-ul. O singură problemă pe care o am acum este pasajul dintre cancelarea profesorilor și janitor's closet. Am auzit de niște secrete și niște chestii ce s-au întâmplat la școala ta veche. Știți bine că au fost niște nebunii la școala veche. Mie nici eu nu le mai țin minte exact, dar... da, și de asemenea, locul ăla a fost un dezastru. Și vorbesc despre bombele de buzunar care ascultau conversațiile. Nici nu mai țin minte, sincer să fiu. Dacă mai țineți voi minte povestea exact întreagă din Kindergarten 1, vă rog să o scrieți în comentarii. Dar eu nu mai țin minte exact. Am nevoie și eu de una dintre alea. Dacă poți să faci rost de una dintre ele. Ești prieten cu copilul ăla de acolo care plânge, se referă la ăsta, care era fiul directorului. Ei bine, dacă nu ești, găsește o modalitate să te împrietenești cu el. Și aici vedem textul galben. Textul galben mereu înseamnă că asta trebuie să faci în misiune. Găsește un șervețel sau ceva să îi ștergi lacrimile. Eu știu deja de unde, pentru că data trecută când am vorbit cu fata asta, am dat pe opțiunea asta că credeam că mai suntem împreună și zice, îmi pare rău, scumpete, dar nu mai suntem împreună, ia de aici un șervețel să ștergi lacrimile și dacă apeși pe chestia asta, îți ofer un șervețel. Mai putem să vorbim cu Jerome, chestii pe care nu puteam face înainte era să-i oferim acest șervețel. Pleacă de aici, puștele, nu vreau să vorbesc cu tine. Ei bine, cred că poți să folosești acest șervețel. Îți mulțumesc, tipule, dar nu înțeleg de ce m-a făcut să vin azi la școală. Stai, ce s-a întâmplat? Nu o să-ți spun prea multe detalii, dar de fapt știi ce? Pot să vorbesc despre asta pentru că ce mai contează? Știi de ce ne-au făcut să venim la școala asta în loc de cea veche? Și aici dacă răspunzi pe yes, vei muri, așa că noi o să răspundem pe no. Nu știu, de ce ne-a schimbat școala? Ceva foarte rău s-a întâmplat. L-au găsit pe tatăl meu undeva în laborator, într-un laborator, sub biroul lui. Capul lui nu mai era acolo. Și noi știm asta pentru că tatăl lui era directorul și el era rău. Știi ce trebuie să fac acum, nu? Să-ți găsești o familie adoptivă? Nu, bineînțeles, am o mamă, dar trebuie să-mi iau revanșa pe cine a făcut nebunia aceasta. Cine crezi că a făcut asta? Lily, bineînțeles, ea era obsedată cu tatăl meu, chiar ea trebuie să fie. Ea nici măcar nu e aici, la școala asta. Asta te face ea să crezi. Eu știu că ea e aici, pot să simt asta. Poți să mă ajut să o găsesc, te rog? Am nevoie de justiție. Bine, o să încercăm, dar da, ea nu e aici.
Am că stau să mă gândesc, Lily nu e aici. Îți mulțumesc, acum avem doar nevoie de ceva indiciu. Vorbește cu Nugget, el era foarte apropiat cu Billy și cred că era și îndrăgostit de Lily, așa că poate el știe ceva. Ok, o să vorbim mai întâi cu Carla, să ne asigurăm că totul e în regulă. În concluzie, ai devenit prieten cu plângăciosul ăla de acolo? Vrea să o găsească pe Lily. Era fata aia al cărui frate a dispărut, nu? Interesant. Să știi că am văzut doi copii care s-au furișat în locul ăla de sub școală. Poate în locul în care e Nugget chiar acum. S-ar putea să fie ei? Asta chiar nu m-aș surprinde, având în vedere că Nugget mi-a luat locul secret prin care puteam să trec, e posibil să fie orice acolo. Ce opțiune avem? Eu zic să te duci la gratile alea, ia de aici o șurubelniță și încearcă să-l scoți pe Nugget afară, o să-l distrag eu pe Bob și să nu-și dea seama că s-a deschis gratia. De ce nu vorbim cu Bob să o deschidă? Că noi știm că de fapt Bob a mai făcut chestia asta într-o altă misiune. Pentru că Bob o să pună gratia la loc și noi avem nevoie ca ea să stea scoasă. Ok, eu să-l distragă pe Bob. Bun, 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 și noi ne furișăm. Și apropo, înainte să trecem mai departe, aș vrea să vă mulțumesc foarte mult. Foarte mulți dintre voi ați mers acolo și ați devenit membri. Dacă nu știți încă despre ce e vorba, au băgat acum pe YouTube o chestie în care poți să devii membru pe un canal de YouTube și primești un grad, cum ar veni, un badge lângă nume, un badge cu infinit lângă nume, și când lași un comentariu apare badge-ul ăla fain frumos. Vă mulțumesc mult de tot dacă ați făcut chestia asta, e o chestie extra, o chestie opțională, nu e nimeni obligat să o facă, e doar o chestie dacă vrei să ajungi canalul, ok? Atât vreau să zic, dar de asemenea vreau să vă mulțumesc. Bun, hai să vedem, deschidem aici, ajutor, Nugget este blocat, dar de data asta avem opțiunea pe care nu o aveam până acum și anume să folosim această șurubelniță. O să te scot eu de acolo. Gata, l-am scos, Nugget e liber, îți mulțumesc că l-ai eliberat pe Nugget, nicio problemă. Vine și Carla, bună treabă copile, ăsta e Nugget, corect? Chiar el în persoană? Da, Nugget e Nugget, cine e fata cu codiță? Eu sunt Carla, hei, n-ai văzut pe nimeni acolo jos? Poate niște copii cu niște hanorace pe ei? Nugget nu trebuie să zică, doar cei ce au o jucărie de pluș, o creatură, au voie să afle adevărul. Da, ai dreptate, secretul, am auzit destule. Hai că ne întâlnim în clasa de inteligenți. Avem multă treabă de făcut. Și de asta noi ne-am luat A+-ul la noi, pentru că acum o să se sune și noi avem nevoie să mergem în clasa de inteligenți. Îi dăm aici Go to Smart Class și avem voie pentru că avem A+-ul. Și vedeți cum toate itemele intervin. Fiecare item are și el o relevanță și în funcție de itemul pe care l-ai luat într-o altă misiune, poți să faci o altă misiune, știi? Bun, hai să vorbim cu Carla, să vedem ce ne zice. Bun, ești aici. Avem nevoie să ajungem în locul ăla unde era Nugget și să confirmăm că fata aia e acolo. Cum ajungem acolo? De ce crezi că te-am făcut să deschizi acea gratie? Ah, da. O să fie destul de ușor. Uite aici cheia către ușa care o să-ți dea drumul în spate, în locul cu rampa pentru persoanele cu handicap. Acum fă assessment-ul pe calculatorul lui Danner și hai să aflăm. Nu vii și tu cu mine? Eu doar vin după tine pe scări, o să am grijă ca Stevie să fie distras ca să poți să treci. Am două variante, pot să iau ori spray bottle, ori toilet paper. Acum eu am să iau spray bottle, nu știu dacă cu toilet paper merge, dar cu spray bottle o să meargă. Bun, acum bucură-te de acest cadou, avem alte treburi mai importante. Bun, acum hai să mergem, Danner nu o să ne mai oprească. Bun, nu o să fie o problemă chestia asta. Ia să vedem, ieșim pe ușă. Dar unde credeți voi că vă duceți? Până la baie? Toată lumea are o nevoie de genul acesta? Împreună? Nu? Ok, doar să nu cauzați nicio problemă. Împreună, ok. Ne-a găsit ăsta și nu avem pass. Doar băiatul are voie să coboare, pentru că acolo e baia băieților, dar tu, Carla, n-ai voie să treci. Relaxează-te. În ghidul de studenți se spune că dacă un elev este nou, am voie să-i arăt pe unde să se ducă la baie. Ah, da? Nu știam asta, îți mulțumesc că mi-ai zis. Plăcerea mea. Așa, trecem mai departe. Tipul ăla chiar nu e inteligent, dar Stevie e. Așa că o să ne vadă și o să mă ia înapoi sus. Atunci ce o să facem? Până când el face chestia asta, tu poți să ieși. Ei, Carla, n-ai voie să fii aici. Știi bine că baia fetelor este sus. De ce nu te-a oprit celălalt monitor? Monitor se referă la ăsta, nu monitor de calculator.
Oh, asta da? Da, nu știam. Uite, poate mă conduci tu până sus, că nu știu exact unde trebuie să mă duc. O duce sus, până o duce sus, noi avem liber să trecem și avem cheia. Perfect. Lejer. Trecem fain frumos. Și acum suntem în afara, adică practic acum suntem în mijlocul orelor, vezi că nu-i nimeni aici. Și putem să intrăm aici. Hopa, aici era creatura aia, mă frate, care m-a omorât pe mine, dacă mai știți, într-o altă misiune. Mi se pare destul de interesant că suntem aici, să vedem liftul. Asta nu este un buton normal, este un scanner de ochi. Interesant, oare unde duce liftul acesta? Ar trebui să folosesc liftul? Doar o să stau aici, deci nu-mi dă încă opțiunea să folosesc liftul. What? Bă, ce interesant, deci aici era... Era Nugget. Uite aici am variante. This box looks interesting. Această cutie arată interesant. Pot auzi ceva înăuntru și aici am posibilitatea să folosesc acel plushie pe care, de care zicea și Nugget și pe care mi l-a dat Nugget în misiunea lui Nugget. Ia să apăsăm pe plushie. Asta e semnalul! E în siguranță, poți să ieși. În sfârșit! Am așteptat acolo ori întregi. Cine sunteți voi? O, da, ar trebui să spunem și ție, probabil. Suntem noi, Lily și Billy. Am spionat această nouă școală și am descoperit o grămadă. Vrei să auzi? Jerome o caută pe Lily. Bănuiesc că a dat vina pe mine pentru ce i s-a întâmplat tatălui lui. Bănuiesc că s-ar fi întâmplat asta la un moment dat, Billy. Care-i treaba? Nu poate să ajungă la noi. Nici nu știe că suntem aici. Nu putem să riscăm asta. Trebuie să-l confrunt. Trebuie să știe adevărul despre tatălui. El nu știa că tatălui a făcut toate relele de la școala veche. Du-te sus și spune-i lui Jerome să ne întâlnim în baia fetelor. Bate la primul stol de două ori. Ok, ăsta e codul secret. Ar trebui să te duci în clasă până când se sună. Nu vrei să primești detenție. Perfect. Gata, am stabilit. Trecem mai departe. Îmi place jocul ăsta pentru că e un joc cu poveste, dar de asemenea e un joc... Mi-aduce aminte de poveștile alea când eram eu mic, știi? Gen, nu neapărat, dar felul în care e expusă povestea. Hei, Stevie, prietenul meu aici este tot... Asta e inacceptabil, Carla. Îți dau detenție. Nu ar trebui să fie aici jos deloc. Hai, tipule, doar îmi verificam prietenul să văd ce face. E bine, vezi? Acum du-te sus înainte să te trimit în biroul directorului. Dacă te trimit în biroul directorului, e destul de rău. Bine, hai că plec. Deci n-avea voie deloc. Și tu ai stat de sus la baie, acum du-te și tu sus. Bun, am venit în clasă. Acum că te-ai întors, o să iau eu cheia aia. Și care-i treaba? Sunt acei copii acolo jos? Putem să confirmăm pentru Jerome? O să fie amândoi în baia fetelor. Bun, hai să-i spunem plângăciosului. I-a dat deja poreclă plângăciosul. Așa, nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă vă place, dacă vreți să mai facem episoade cu Kindergarten. Vedeți că misiunile astea sunt un piculeț mai lungi decât celelalte, dar am să le fac pe toate. Dacă vă suport din partea voastră la această serie, am să le fac pe toate și o să și terminăm jocul, bine? Bun, ia să vedem. Ai găsit ceva despre Lily? Știi unde este? O să fie în baie în timpul mesei. Deci este aici, știam eu. O să mă revanșez pentru ce mi-a făcut. Îți mulțumesc, copile. Am un plan să te aduc acolo. Vorbim în timpul mesei. Și acum se sună. Bun. Și o să mergem la masă direct. Hai să vedem ce plan are Carla pentru nebunia asta. Trebuie să ajung sus în baia fetelor. Am niște burgeri extra, la fel cum, așa cum mi-ai cerut. Pentru ce? Stevie a fost foarte nervos cu mine astăzi și m-a trimis la detenție. Nu vreau să ajung în biroul directorului pentru toate astea. Ce putem să facem? O să pornim o bătaie cu mâncare. Ok. Perfect. Avem nevoie de cineva care ar putea porni bătaia cu mâncare. Știu eu exact pe cine. Și anume pe Bugs. Încă o chestie, cât stai acolo sus, du-te și în science class, în zona de science. Și schimbă lesson plan-ul la robotics. O să am nevoie de chestia asta pentru proiectul nostru micuț. Ok, perfect. Bugs, am nevoie de Bugs. Vrei să pornim o bătaie cu mâncare? Da, bineînțeles că vreau. Dar aș putea să redecorez puțin fața lui Nugget. Hai să facem asta. Ușor, copile. Nu am muniția potrivită. Mai adun niște burgeri și putem porni bătaia. Poți să iei și pe mei. Mai ai nevoie de alții? Încă unul ar mai trebui. Ok, asta înseamnă că mai avem nevoie de un singur burger. Hai să mergem aici și să dăm I'll take a hamburger. Ia de aici, copile, un burger. Bucură-te de el.
Hai să mergem să vorbim cu Bugs aici și să vedem ce ne zice. Ia de aici, Bugs, încă un burger bun. Acum să pornim bătaia. Hei, Nugget! Nugget nu vrea să vorbească cu... Prinde! Mamă, direct în căpățâne i-a dat. Nugget nu, lui Nugget nu-i plac burgerii. Hei, grăsanule, ai grijă! Aproape m-ai nimerit! Oh, greșeala mea! Acum o să te nimeresc pe bune! Mamă, și dă în cap și lui ăla. Uf! Hei, asta n-a fost frumos din partea ta. Trebuie să ne supunem la așa ceva. Hai să le oferim ce ne-a oferit și ei nouă. Nugget nu s-a gândit niciodată să arunce cu mâncarea înapoi în Bugs. Nugget doar își pune o travă la inamici. Oh my god, Nugget. Dar Nugget o să facă o excepție de data asta. Deci practic i-a salvat viața lui Bugs, că Nugget avea de gând să-l otrăvească sau ceva. Hei, ce-i asta? Nu vreau să mă implic în prostia asta voastră. I-a dat în cap și fetei. Bătaie cu mâncare! Asta e inacceptabil! Nu o să suport așa ceva aici. Bun, aruncă toți în ea! Poate ar trebui să o chem pe sora mea, sora ei care e directoarea. Și aici știm că ea se duce la directoare, au venit ăștia care monitorizează și noi acum ar trebui să, în principiu, ia stai să vorbesc eu cu Carla, să vorbesc. I should be safe here, I... Bun, deci asta înseamnă că noi putem să ieșim pe ușă și să mergem sus la baie și să o confruntăm pe Lily. Ia stai să vedem, mergem aici în baie și avem aici... This is the stall, Lily, ok, knock on the stall. A apărut! Bună, Jerome! Lily, tu l-ai omorât pe tatăl meu! Uite, i-a pus o bombă, i-a pus bomba să o omoare. Acum am să fac ce trebuia să fac de foarte multă vreme. O să te opresc pe tine și pe toată nebunia ta. Jerome, așteaptă, pot să-ți explic absolut totul. Mincinoasă! Știu unde e Bill. Nu minte, ea nu minte, îi zic eu. Ce? Bineînțeles că minte. Doar încearcă să se salveze. Jerome, te-ai gândit vreodată că aceste bombe pe care le avea tatăl tău explodează exact în momentul în care menționezi numele fratelui meu? Taci din gură! Sunt sigur că exista un motiv pentru chestia asta. Știa că tu vrei să-l omori. Da, pentru că mi-a răpit fratele și l-a transformat într-un monstru care făcea pastile. Asta sună ca o nebunie. Erai și tu acolo, spune-i, e totul un adevăr și eu o să-i confirm, da, e un adevăr. Stai, ai fost și tu acolo, ai văzut totul, spune adevărul? Da, într-adevăr. Atunci tatăl meu a fost, doamne, cred că o să-mi vină rău. Îmi pare rău, Jerome. Îți mulțumesc pentru că m-ai ajutat să-i spun tot adevărul. O să ne vedem în curând. Pa, pa, Lily. Bă, interesant că se leagă așa povestea, prima poveste cu asta. Ok, avem o problemă. Penny nu vine pe scări. Cred că știe că sunt aici. Am nevoie să scap chiar acum. Ce să facem? Avem nevoie de o altă cale de a scăpa. Ajută-mă să găsesc o cale sau suntem toți morți. Ok, hai să facem așa. Trecem pe aici. Asta e perfect. Haideți! Bun, și cât suntem la Science, trebuie să schimbăm lecția pe Robotics. Ar trebui să fim în siguranță, aici nu o să ne caute prea mult. Acum ce? Eu am să mă duc înapoi la Billy, eu sunt sigură că tu ai posibilitatea să faci foarte multe chestii aici până când se sună. Ok. Mult noroc și tu, Jerome, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat cu tatăl tău. Bun, acum a aflat și Jerome adevărul. Hai să mergem aici, schimbăm lecția pe Robotics, pentru că așa mi s-a zis. Ouleu, a intrat ăsta. Stai, ce? Sper că e ok. Cum ați intrat aici? Am intrat prin ventilație. Oh, asta e foarte inteligent, dar nu foarte inteligent pentru că o să vă dau detenție, dar totuși destul de inteligent. Ah, pe bune. Și deci tot avem, da, pe o grămadă avem detenție, uitați-vă. Uite, toți copiii ăștia răi azi, în detenție. Nu mi-am luat cafeaua azi și sunt cam somnoros. Să nu se miște nimeni și să nu zică nimeni niciun cuvânt. Say nothing, pentru că știu că dacă zic ceva o să mă omoare. Pentru că s-a mai întâmplat chestia asta și în trecut. Și am să mănânc un măr. Ok. Doar o să-mi închid ochii pentru o secundă. L-a luat somnul direct. Ok, Jerome, ai rezolvat problemele pe care le aveai? Bănuiesc că am rezolvat. Tot încerc să procesez ceea ce mi s-a spus. Încerc să mă simt un piculeț mai bine. Bun. Deci poți să participi și tu la, și să-mi dai mie device-ul pe care l-aveai tu. Adică bomba aia făcută de tatăl lui. Oh, deja am făcut chestia asta, am lăsat-o în baia fetelor sus. Ah, asta e perfect. Hai să mergem să luăm chestia aia. Ce zici despre profesorul Danner?
Ce să spun despre el? Nu și-a luat cafea azi. O să doarmă o grămadă. Ok. Bun, hai să plecăm. Sper să nu se trezească până când venim noi. Și trebuie să mergem sus în baia fetelor. Și să luăm acel device. Sper să nu fie nimeni pe aici. Uuu, e ăsta. Hehehe, ce faceți voi aici sus? Căutăm acel device. Am lăsat un device pe aici pe jos pe, în baia fetelor. L-ai văzut cumva? Hehe, poate l-am văzut. Ce-mi dai dacă zic? Nu știu, ce vrei? În bucătărie avem nevoie de niște spray de la de curățat. Dacă aveți cumva, ar fi foarte, foarte tare. Și de asemenea niște hârtie în baia băieților. Ei, putem să facem chestia asta? Eu am... Dar stai, de fapt hârtie nu am. Dar am luat spray-ul. Bun, întoarceți-vă când puteți. Ok. Ia să vedem. Ce ai ales tu când ți-ai făcut assessment-ul? Am ales cleaning spray. Bun, eu am luat... A, am luat ea hârtie igienică. Du-te la bucătărie și pune spray-ul ăla acolo. O să ne întâlnim în curând. Perfect, perfect, perfect. Fiți atenți că e nebunie. E nebunie misiunea asta, mă. E nebunie. Bun. Hei, ce faci aici? N-ar trebui să fii aici? Hei, eu doar aduc spray-ul, cum mi s-a zis. Ah, ok atunci. Acum întoarce-te la detenție. Perfect, asta e mai, a fost mai ușor decât credeam. Perfect, acum hai să luăm device-ul ăla de la... Ah, am uitat să iau device-ul, stai așa că nu e așa. Am făcut ce mi-ai zis, acum vreau device-ul. Bun, acum poate voi nu sunteți așa de răi ca ceilalți copii. Bun. Acum puteți să mă lăsați în pace. Dar device-ul... Stai, ce device? Ah, device-ul ăla l-am băgat în, în closet. Aici sper să nu ne facă nimic. Device-ul. Take the device. O, doamne, nu știu cât o să mai putem să rezistăm aici. Hai să plecăm pentru că mă nec. Gata, am plecat. Mamă, totul este în regulă. Go to science. Perfect. Bă, ne descurcăm mai bine decât mă așteptam, sincer să fiu. Bine ați venit acum. Lecția de astăzi va fi robotics. Și avem o presă hidraulică. Nu știu dacă știți, dar sunt unele canale pe YouTube care au presă hidraulică și presează diferite obiecte. E bine, și asta e la fel aici. Bun. Puneți ceva acolo și hai să presăm. Bun, hai să vorbesc cu Carla mai întâi. E timpul să distrugem această bombă, dar trebuie să, o dezactivăm mai întâi. Cum facem chestia asta? Nu știu, întreabă pe un copil care a fost la școala ta veche. Cred că o să întreb pe Monty. Ei, Monty, știi să dezactivezi această bombă? Dacă știu, știi bine că știu, dar nu o să fie gratis. Cât mă costă? $20! De unde să iau eu asta? Asta e foarte scump. Ceva ce pot să mai fac? Ei, poate e ceva. Văd că tot stai cu Carla toată ziua. Ești bun prieten cu ea? Bănuiesc că da. Bun, bun, deci poți să-mi pui o vorbă bună cu ea. Aș vrea să ies la o întâlnire. Ei, pot să încerc. Ar trebui să încerci mult mai tare sau îmi plătești $20. Altfel n-am să te ajut. Ok, Carla, ar trebui să fii, să ieși la, cu Monty la o întâlnire. Oh, știi ce? Am să ies, dar n-am să fiu fericită pentru chestia asta. Asta e, ce să facem acum? Ai întrebat-o? Ce a zis? A zis că vrea. O să fim cel mai tare cuplu. Bun, asta o să dureze un minut. Uite, am dezactivat listener-ul, adică cel care... Că erau niște bombițe pe care și explodau, dar și asculta. Și nu o să explodeze decât... A, și dacă ziceai Billy, explodau. Bun, nu o să mai explodeze. Asta înseamnă că aș putea să pun bombița aici. Și apăsăm aici. Push. Boom. N-a explodat. Suntem în regulă. Ai reușit. Asta e exact ce am vrut. Ca să pot să-mi fac eu bomba mea. Acum pot să explodez acel perete pe care trebuia să-l explodez ca să fac o cale secretă de a trece. Încă o zi s-a scurs. Vă rog să nu stricați nimic în drumul vostru spre ieșire. Și iată, încă o zi de grădiniță s-a scurs. Mult mai lungă misiunea asta decât celelalte, trebuie să o recunosc. Dar, da, ia să vedem. Vorbim cu Carla. Hei, ce zi, nu vine să cred că am reușit să construiesc această bombiță atât de ușor. Și știi ce? Ce? Am avut parți să fac două bombe. Cum vine asta? Uite, ia și tu una. Oh, mulțumesc. Pentru că era din tehnologia lui Penny, nu o să recunoască că e contrabandă, așa că distrează-te, fă ce vrei. Ah, ok, mulțumesc. Și poți să ai și această carte Monstermon. Acum, care-i faza cu cărțile alea Monstermon? M-am interesat. New Clothing Unlock. Și m-ați nebunit în comentarii, deși am uitat și de data asta, dar fiți atenți. Dacă vreți voi neapărat, am să mă duc să-mi schimb... It looks like to make a full deck.
Is neat upon and you have a full deck, you can challenge other kids. Interesant. Da, m-ați nebunit să vă arăt costumele pe care le-am. Da, poți să-ți schimbi costumele, poți să te îmbraci cum vrei. Uite, de exemplu, da? Poate o să ne îmbrăcăm așa data viitoare. Dar, care-i fața cu Monster Moon Cards? Monster Moon Cards, dacă le faci pe toate, ai un ending secret. Acum, nu știu exact dacă o să vreți să facem chestia asta. Nu știu, nu știu. Dacă vreți voi neapărat, uite cum facem. Dacă strângem peste 20.000 de like-uri la episodul de azi, am să încerc să caut toate cărțile și să facem ending-ul secret la un moment dat. Dar, cât mai avem noi, deci am făcut-o pe asta azi, data viitoare o să facem pe asta eventual, dacă tot la fel de lung o să facem doar o misiune tot așa. Și păi avem ending-ul, care ending-ul e secret, nu știm exact ce e. Dar da, o să fie ending-ul normal și pe ending-ul secret o să fie aici. Deci practic mai avem încă vreo 3 episoade dacă e, dar nu știu, asta depinde în funcție de voi. Dacă v-a plăcut, dați un mare, mare like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!